Exact, Florin, când pui o haină ce nu e la locul ei, se vede din avion. Asta e foarte greu de reparat mai apoi. Dar avem idei destule. În fiecare duminică vine creatorul de stil, Elida Toma, și astăzi cu ceva idei noi despre tranziția pe care o facem de la garderoba de vară la cea de toamnă. Cumva, ce putem păstra în dulapul nostru din vară și refolosi și în toamnă? Zic bine, nu, Elida? Neața! Bună dimineața, neața, dragilor! Într-adevăr, Diana, această tranziție de la garderoba de vară la cea de toamnă, să știi că e lentă. Nu renunțăm în totalitate la toate piesele pe care le purtam vara, ci acum introducem alte piese mai groase să ne asigure un confort termic, dar și cromatic, pentru că nu mai mergem pe toate acele nuanțe foarte, foarte deschise pe care le purtam în timpul verii. Normal, și schimbăm puțin și materialele. Bănuiesc că o să renunțăm la inuri? Nu, exact, la inuri, la pânza aceea subțire, la voaluri pe care le purtăm vara, și atunci mergem către stofe, către materiale puțin mai groase, către denim, către alte materiale care ne ajută să păstrăm confortul termic de care vorbeam, dar să arătăm și foarte bine. Să arătăm și foarte bine. Piesele tale întotdeauna aici arată foarte bine. Mă uit de câte ori vine Elida cu standardul ei și zic: oh, ce frumoasă e asta, au, ce frumoasă e cealaltă. Dar toate arată foarte bine și știe ea să le accesorizeze astfel încât să ne arate lucruri deosebite. Ce ai adus astăzi? Ce ne-ai adus să ne arăți din ceea ce păstrăm în garderobă din vară către toamnă? Sigur că în toamna asta, să știi că nu avem restricții cromatic vorbind. Deci putem purta și nuanțe mai neutre, bejuri, ocru, eu știu, tot felul de nuanțe mai pale, pastel, dar putem să mergem și către nuanțe tari. Deci eu mixăm. Mixăm. Să știi că am ales piese pe care le poți purta vara, deci da. Veste. Da, vestele le poți purta vara. Uite, aici am adus un costum cu vestă și pantalon. E foarte potrivit pentru o seară de vară, da? Da. Dar da, îl putem integra și acum, dacă îi adăugăm o cămașă, de exemplu, sau un sacou pe umeri. Ca să nu ne fie frig. Ca să nu ne fie frig, da? Am un pantalon pan aici, ca și croi. Am o vestă, o vestă clasică, și pot foarte ușor să pun o cămașă din mătase. Ce arată foarte bine și deschide puțin, nu exact, toată ținuta. Și cromatic, da? Cromatic. Deci pot să merg și pe nuanțe de vernil aici, la acest maro, pot să merg pe galben, pot să merg pe foarte multe nuanțe neutre, dar și calde, pentru că mă ajută foarte mult această nuanță de maro. Uite, o culoare preferată, ce îmi place mie foarte mult. Cum vezi, ce caldă e. E un, da, e un fisic. Hai să-i spunem așa. Am un pantalon palazzo cu vestă. Palațul, acel pantalon larg de sus, salie un pic înaltă. Exact, larg de sus, o vestă la două rânduri de nasturi, foarte potrivită vara, dar și toamna, acum în acest anotimp, așa cum spuneam, cu un sacou pe umeri, cu o cămașă din mătase. Sigur că dacă este puțin mai rece, apelăm și la un mantou, deși nu a venit vremea acelor mantouri foarte groase, căptușite, din lână, da? Deci am aici o variantă de mantou foarte versatil, care merge cu oricare dintre variantele acestea. Deci da? Merge și cu fisticul și merge și cu... Merge și cu maroul. Maroul de mai devreme. Sau pantalonul scurt pe care îl purtam vara, acum îl păstrăm, îi punem o cămașă din mătase, sau o cămașă, poate fi o cămașă din poplin, o cămașă din bumbac, da? Bun. Îl păstrăm și punem o pereche de saboți, o pereche de cizme, o pereche de botine, da? Și iată toamna, frumoasă varianta, și colorată. În varianta de toamnă cu acest mantou fin, și îmi place foarte mult și contrastul pe care contrastul le creează. Materialele se potrivesc și ele, mare atenție, pentru că nu pune materiale foarte subțiri, foarte, foarte subțiri, cu materiale extrem de groase. Exact cum spuneai, renunțăm la inuri și la voalurile alea subțiri, nu, de vară? Exact. Și păstrăm asta. Exact. Deci în această combinație n-am pune niciodată o cămașă de in, dar o cămașă din mătase sau o cămașă din poplin, din bombac, ar fi foarte potrivită. Potrivită. Bun. Dacă nu, putem să ajungem și la ideea de kimonouri. Se poartă foarte mult, s-au purtat și vara, dar acum, după cum vezi, este varianta de toamnă, o variantă din stofă. Ai, un pic mai plinuță, nu? Exact, exact, mai gros.
Da, 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 da. Noi purtam aceste kimonouri vara la plajă, da? Peste un costum peste de baie. Peste un costum de baie, la piscină. Exact. Acum putem să-l punem și peste o pereche de jeans, peste pantalonii aceștia largi, palazzo de care spuneam. Dimineața când plecăm, ziua dacă e caldă, îl scoatem, nu? Exact. Lăsăm exact un maieu de dedesubt și pe urmă seara îl readăugăm în ținuta. Rochia cămașă pe care o am purtat-o toată vara. Da. Am purtat-o și la mare, am purtat-o și în vacanțe. Am purtat-o și primăvara, Elida. Și primăvara. E bună și acum? Uite, o purtăm și acum. Și o purtăm cu, putem să o purtăm cu o centură lată, uite așa cum am gândit-o eu acum. Fain de strâns așa în talie. O jachetă peste, cu un sacou peste, cu cizme înalte, cu botine, ciocate, cum spuneam, cu ciocate. Super. Deci păstrăm din nou această piesă în garderobă. Deci având în vedere că time. Ea este, da, este o piesă pe care o putem regăsi în garderoba oricărui anotimp până Bun, la urmă. O integrăm simplu. Exact. Că vine vorba despre jachete, jachetele acestea scurte, bomber jacket. Ai, ce frumoasă. Da, se potrivesc foarte ușor, ăsta e un imprimeu pe care nu toată lumea îl alege, picior de cocoș se numește. Asta așa se numește? Da, așa se numește. Există și mai mărunt, nu? Sigur, sigur, există mai multe variante. Nu toată lumea îndrăznește să poarte acest tip de contrast. De poate că nu este pe placul tuturor, pare un imprimeu încărcat, însă... Dar e frumos. Merge foarte bine, cu roșu, cu galben, da? Se poartă în continuare, nu, formele astea geometrice. Exact, exact. Mai departe, de piesul care nu trebuie să lipsească din garderobă acum toamna, da? Pantalonul și sacoul. Foarte fain. Aici putem să ne jucăm cu foarte multe maiouri pe care le purtam vara. Acele maiouri de mătasă, uite cum ai tu acolo. Nu? Da? A, ce frumos vine. Uite, pe culoare, așa. Da? Cachiul ne ajută foarte mult pentru nuanțe șterse, dar și pentru nuanțe destul de puternice. Un stilet, o sandăluță, nu? Exact. Ceva. Sacoul purtat și separat cu jeans sau purtat în această formulă pentru ideea de office. Dacă... Pentru ideea de office. Chiar mă gândeam că la câte piese sunt aici putem să facem și o inspirație back to office cândva. Exact. Acest maieu pe care îl purtăm vara, maioul din mătase, da, elegant, pe care îl punem seara, da, cu aceste bretelute spaghetti, cum le numim noi. Da, acum mi se potrivește foarte bine cu un sacou oversize. Putem să combinăm culorile așa foarte în continuare, bine. Da? Foarte mult, da. Vorbim da, de color blocul. Color blocul pe care l-am avut ca și trend anul acesta și se continuă cumva și în iarnă, da? Și putem să ne jucăm aici chiar cu pereche de jeans mai deschis la culoare. Chiar alb, poate nu? Poate alb. Un jeans alb? Sigur. Da. Bun. Sau pantaloni în aceeași nuanță. Și pentru că am ajuns la zona de seară, clar că schimbăm și materialele. Oh. Deci nu mai mergem către materialele foarte subțiri, putem să apelăm la catifea. Vorbeam într-o ediție anterioară despre catifea și catifeaua o putem purta atât pe rochii lungi cât și pe rochii scurte, midi, cum am eu aici. O rochie scurtă. Asta este foarte frumoasă și un model, cred, ușor de purtat. Cumva, este nu? Un model foarte versatil, cu acești umeri, anii 80, cu această manșetă, e foarte elegant. Deci catifeaua, din nou, prezentă și anul acesta în garderoba tuturor. Ideea este să nu renunțăm total la piesele pe care le-am purtat în vară, nu? Exact. Și tranziția asta către toamnă să fie una destul de lejeră și de lină, să reintegrăm, nu, din piesele din vară în ceea ce putem purta toamna. Super idei, ca de fiecare dată. Să facem și un back to office, cum am zis, să inspirăm doamnele care merg la birou, nu? Poate da, e minunat, pentru că s-au mai schimbat ceva lucruri. Da? Restricțiile nu mai sunt atât de mari cum erau în ceea ce privește zona office. Și chiar aș vrea să punctăm, e bună ideea ta și chiar o să mergem pe ea, să vedem ceva ce se poartă anul acesta sau în sezonul acesta pentru office. Pentru office. Mulțumim mult, Elida. Întotdeauna idei foarte faine pentru noi și pentru voi cei